Ce-a fost buldogelul, tata? Ce-a buldogelul, tata, micu? A? Da. Papa, ai făcut mai pustie aici, seara. M-am îmbrăcat, zici că ești cimos. Așa. Am luat și două banane. Chiar de la mașină. Nu știu unde e. Ia. Am găsit cheia de la... A? N-am găsit. Mamă, trei rânduri de creier. E ui, cheia de la mașină. Da, te-am găsit. Am și hanura pe dedesubt, am și... Mamă. Și pe tata. Mergem la pescuit, băieții, este... Uai. Este 8:33, 14 octombrie, miercuri. Să mă bată mama dacă nu. Am băgat asta în mașină și trebuie să mergem să luăm pe grasone. Mi-am mai zis Oana să mai fac ceva pe acolo, nu știu să scun și ce gunoi. M-am făcut că plouă. Că așa mai fac băieții câteodată. Se facă plouă. Și ce zic? M-am uitat trepiedul acasă. Da. Filmam după ăsta micu. Ai dat drumul? Da. Vreau să fac, să par așa ca Cosminel, să știi. Da, știi cum zic, faci și noi un vlog de la așa, gen... Saltare, bă, băieți! Hai că acum se vede perfect. Saltare, bă, băieți! Și că e ce funny story la, la Cosminel, să ne uit cel puțin părerea mea. Nu știi niciodată ce faci. Poate să scrie acolo, poate să scrie, nu știu, vlog cu CSGO și de fapt e... Poate să facă, nu știu, video aceea și orice altceva. Că începe așa. Saltare, bă, băieți. Bine v-am găsit la un nou clip. Facem ceva, dar nu știu ce facem. Te pup, Cosmine. Saltare, bă, băieți, și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Lasă, sunt în premieră, filmăm la pește. Mergem la pește. Bă, v-am promis că vă filmez și la pește. Astăzi, miercuri, 14 octombrie, ora 9:03, mergem la pește, m-am trezit cartă ziu. Bă, aseară m-am cuit, bă, toată seara. Îți dau semnal să mă jurești. Băi, stai acolo, băi! V-am promis de mult că vă iau la o partidă de pește. Am fost influențat de Shari Blogger. Vreau să ajung ca Shari Blogger și eu. Băi, la modul cel mai serios acum, nu știu cât îl știți pe Shari, dar eu îl știu. Mă uit la clipurile lui. La unele mi se pare ciudat, la unele mi se pare normal, la unele chiar îmi place. Că nu poate să-ți placă totul la un om. Așa că mâncați-i și curul tău. Când zice el, ridică-l un pic că îți bate. Ridic. Așa. M-am luat după gras, ce pula am fost, îți bate umbra în față. Asta e și logica, să nu mă vorbească soarele, prostul dracu. Așa, bă, băieți. Deci, astăzi fac și eu un videoclip, mă duc la pește. Nu-mi place peștele că mă bate, dar mă duc să-l prind acuși. Cea mai veche glumă, cred că e mai repede, mai veche gluma decât curva. Na, și peștele, știi ce zic. Mergem pe balta cu râta, nu o să pun alea cu locație, cu cum știți voi, cum v-am obișnuit. Cum v-am obișnuit, cum pun alți oameni.
Am fost influențat și o să fac un vlog de ăsta, fish vlog. Eu să vă zic drept, eu nu prea îl filmam pentru că nu prindeam nimic. Singura dată când am prins, n-am avut camera la mine. Singura dată când am prins. Am fost odată și am luat vreo 11 bucăți la comun, nu? Cam așa, da. Crăpșcani. Mergem pe la plantat, pe corâta 1. Am luat apă, am luat suc, am luat mâncare, numai patiserie de vreo 80 de lei să moară Gigi. Să mâncăm toată ziua. Astăzi, bineînțeles că nu e weekend, nu o să ne dea balta corâta 1. Nici pește! Dar nici prânzul. Dar data trecută a dat ciorbă de pește, de-aia am dat o uță. Doamne, bă, gasulei, uță e cel mai mare terminat ever, mâncați. Bă, deci eu nu am văzut încă pe ăla să-i zic ceva de mâncare și la să refuze. Am mâncat două de-alea de ciorbă de pește, bă, ești nebun la cap. Eu n-am pus ciorbă de pește în viața mea în gură. Poate să gust așa, dar nu am mâncat. Mi-am mâncat și porția mea, sărmăluțele, mi-am mâncat ardeiul, sărmăluțele, guiaș, bine, guiaș, zic că era tocană, da? Bine, cam asta înseamnă guiașul. Da, bă, băieți, pentru cine nu știe unde e balta asta, nici eu nu știu, merg după Waze. Ne asigurăm. Mamă, am făcut de sângel. Mi-ar trebui un șervețel, da? O, mă, le-am și pe alealte, da? Cine bagă mâna după ele? Așa, băieți, ca să vă fac, mi-am lăsat mi-am lăsat și la casă, trepiedul la mare. Să vă fac o prezentare, astăzi dau la moz de căcat. La pop-up-uri de toate națiile, la boilețuri glazurate, plantez doar porumb și pe momitor pun sânge de taur, nu știu. O să vedeți voi acolo că vă prezint eu. Uită-l-mă și pe ăsta. Uită-l-mă, frumos. Păi ce mai ai luat pelete, ți-ai luat pelete cu usturoi și TTX cu usturoi și căpșună. Da? E grasul, s-a uitat la clipuri grasul, dar le știe pe toate. Am ajuns pe corâta 1, boys. Suntem fix pe malul, pe capătul celălalt opus al administrației. Avem aici un foișor, dar nu putem să ne băgăm de desubt. Automat am ales locul ăsta că pare așa mai funky, mai țichisichise. O să plantăm de aici tocmai malul ăla altul. Sunt vreo 200 de metri, să zic, cam așa. Sper să am gută pe toate mulinetele. O să plantez de început, o să plantez 4 bucăți, pentru că e voie cu 5 aici, avem și regulament. 5 scule. O să plantez 4 și o să încerc o undiță scurtă, bate destul de bine vântul. O să încerc o undiță scurtă, dacă nu merge la undițică, ce să zic, îi dau drumul pe un feeder și încerc și cu 4 plantate și un feeder sau 4 plantate și o undițică. Sper să vă arăt astăzi niște capturi, pentru că n-am mai prins de vreo 5-6 partide, n-am mai prins nimic, nu știu, am făcut eu nadă, am încercat mixul, nu contează. Astăzi o să vă arăt și ce facem. Între timp, grasul astăzi este în delir, pentru că eu trebuie să scot totul din mașină și el să mă filmeze. Și de obicei el era cărăușul meu, da? Prima și prima oară, că așa fac profesioniștii, trebuie făcută nada. O să o scot și o să o las aici. Am două de-astea de... Asta e luuța aia veche. Am două de alea de usturoi în ochii tăi. De porumb. Băi, un frig afară, te cași pe tine, erau 7-8 grade dimineața, mă mâncam așa. Bun, prima și prima oară, ca să fim profi, s-am spart-o, bă, băiatule. Avem, hai să vedem la ce dăm. Deci, am pelete de 4 mm cu usturoi, ceva de la, nu știu, firmele. Un benzar de apă rece, da? Cu o aromă de larvă. Și mai am un TTX clasic de la Cook. 1,5 kg usturoi cu usturoi și miere cu căpșună. Aici am niște forfate, niște vierni care nu mai sunt vii. Oh, badam,
Vii sunt, i-am dat o zi jumate. Tot de la cuc, niște boabe de porumb deja făcute. Am niște tehnopufii, așa zic la astea. Astea ca să le bag între bobul de porumb, ca să mi ridice ca pe pop-up. Ce mai am aici? Niște boilesuri cu usturoi cu tot cu zeamă. Ia uite-le pe asta. Asta e de crăpcan de la frumos. Și cam atât, am patru, pentru că Uță era omul care ne făcea nouă mereu. El era mai avansat cu... Ce doamne acum fac? El era mai avansat cu ăsta, cu mânăritul, cu făcutul de monturi de astea. Mi-am luat deja făcute de astea. Mi-am luat ce mi-a plăcut mie și astăzi o să dau, o să vedeți după. Dar mai întâi, prima oară, cum a ajuns pe baltă. Băgăm 3 sferturi de pungă de-astea de pelete cu apă din baltă neapărat. Uite, avem aici un borcan să iau cu el. Să mă bată mama! Halca a venit mai greu. Nu vezi, poate face o bani. O remarcă de prost. Ce pot să zic? Așa. Cam are distanță. Da. Bun. Deci, peletele 3 sferturi. Trebuie umezite și lăsate să-și tragă ele apă, da? Băieții și fetele mele, pentru că dacă le puneți în nadă direct, adică în asta, asta o să tragă apa care trebuie normal să o tragă peletele și nu e bine. Bun, haideți să scoatem sculele. Deci, cum v-am zis, am două lansete, două fidere cu care plantez și cu astea, chiar dacă sunt fidere. De fapt, nu, o să dau doar un fider am cu care plantez. Un scaunel nou pe care l-am luat lui Ana și mă bucur că l-am luat. E perfect pentru mine, grasul ăla e și tu scaun azi. Ce scaun, că stau în mașină când o filmez. Da? Am degerat deja aici, nebun. Ai degerat, a? Ai venit la pește, băi. Bun, avem scaunelul ăsta, blană, bombă, nu știu de ce îl scot prima dată, dar să fie așa. Așa. Bun, tată. Bun. Trepied sau cum doamne iartă mai zice-l ăsta. Haideți să-l instalăm pe ăsta prima oară. Intră-n apa mării și nu te teme, hai să lăsăm tot. Așa, îl putem da mai încoace, e bine, astea sunt capetele alea de feeder. După ce l-am făcut pe ăsta, îl punem în mașină să nu mă încurc el. Am un bițic asta. Iar aici am Bun. Asta e punga magica mea. Ți-ai luat mulinete, mă? A? Ți-ai luat mulinete? Două. Am un senzor stricat și unul care l-ai lăsat tu, te l-ai futut în buzunar. Le-am găsit și pe alea. Le-ai găsit? Da. Nu l-ai stricat. Pe ploaia aia crezi că am așteptat să le mai adun, da, ca lume? Da, corect. Thank you.
taxi, bă! Asta-i navul modelul. Bă, e ceva șmechere, nu știu să vă dau informații despre el. E un navul model la 1700 de lei. Eu cu fratele Uță l-am luat. Avem aici tot ce ne trebuie. Bun. Acum, haideți să vă arăt ce are fratele Coinaf aici. Să facem lansetili. Opa, așa. Deci, începem cu, după cum puteți uita, avem aici așa. Astea le-am cumpărat recent, două lansete de crap, au prea scumpe, nu prea ieftine. Îmi plac, sunt rigide, exact cam cum ar trebui să fie pe gustul meu. Din două segmente. Exact cum trebuie să fie, tati. Avem una bucată și a doua care e sursa geamănă. Nici le-am botezat, o să-i zic Vica și... Nu, mă, Crăciunița, mă, e aia, mă. Crăciunița, mă, tată. Una e Crăciunița, alta e Mirela. Sau puteam să le zic Mirela și Chiva, cum a fost mama mea și... Așa, și mătuși mea. Prima mea mătuși. Avem o dată două lansete identice de crap. Apoi avem, astea sunt primele mele achiziții serioase. Două fidere, nu știu, una de 3,70 și una de 3,90 mi se pare. Dar eu le folosesc și pe poză la plantare, adică nu dau doar la feeder cu ele. Ăsta se bagă pe senzor, n-are nicio problemă cu ele. Și țin sărăchiile astea. Am scos pește cu el. Astăzi o să încerc să-mi bat recordul meu personal, care înseamnă vreo 3 kg și ceva, dar nu mai am cântar. Nu mi-a dat tuță cântarul la mine. Deci astăzi trebuie să luăm ceva la vreo 4 kg. Minim. 4 kg minim, bă, băieți. Am un vârf mai puțin sensibil, tocmai de-aia, pentru că le folosesc aici. Nu l-am, eu, din câte știu eu, roșu e cel mai sensibil. Eu l-am pe ăla verde deschis. Nu, verde închis cred că e ăla, de fapt. Bun, deci am zis că dau 2, 3, nu mai scot al 4-lea feeder, pentru că mă apuc prima oară de lansetă. De undiță. Și mai am aici deja făcut un ansamblu. La o răgărie de asta, grasule, ține și mie de asta, te rog. Și te duci ușor în spate. Bun. După ce am lăsat peletele alea să tragă vreo 10 minute, asta e pentru momitor ce fac eu acum, să le pun pe momitor. E prima oară când dau cu benzar la ice mix de asta, de apă rece. N-am foarte ca la minimum. Dar o ies să nu-l ai păuță cu tine. Dar n-are mâșel de la de rupt de aici. Nu miroase rău. Așa. Am pus o cantitate potrivită din fiecare. Are și niște pufuleți în ea. O lăsăm și pe asta să-și tragă un pic de apă. Și apoi putem să punem și peletele peste ele, să amenințe ca lumea.
Acolo, dar nu pot să mă spăl acolo. Ai șervețele în mașină, mă, umede. Am trecut șervețele umede, mă, bravo, mă, grasones, mă. Hai deștept. Hai să punem și noi, mamă, ce am spatele gol, bă. Op, 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 op. Ca mulinete folosesc niște Vinblade GKFL de 6000. Nu știu, cred că ține vreo jumătate de tonă de pește. Drag să le piepte, nu știu de ce 6000 ăla. Ori are rip plus 9. Au ele ceva. Pe aștept să bag undițele în baltă să nu prind nimic. Să prind, să prind, să prind. Bine care ochiurile mari, că muream dacă e ca la feeder. La feeder mai bine îmi bag un băț în cur. Apăsați butonul de like dacă vreți să mai vedeți episoade de genul. Like, subscribe, follow pe Instagram. Și puneți pauză acum la clip sau în următorul minut și spuneți-mi dacă credeți că o să prind ceva, bă. Din toate poveștile pe care vi le-am zis eu pe live-uri. Dacă ești nou, nu uita. Canalul ăsta în principal se bazează pe live-uri. Așa că dă subscribe cu clopoțel ca să fii notificat când intru live, să vezi ce fac și eu pe live. Bun, haideți să și punem, de fapt, hai să și punem, da? Hai să mergem pe combinația asta cu porumbul ăsta frumușel. Porumb maro la cur. Puteți uita. Am două boabe de porumb roșu. Stai așa că s-a încurcat aceea. Ia uitați. Se vede? Cu un tehnopufi la mijloc. Nu mai trebuie decât pus pe momitor și aruncat în balt. A, nu îmi zice cât te scot acolo. A, nu am scos. A fost băiat deștept și l-am lăsat mai lungă. Eu de obicei sunt băiat prost. Vezi că ai călcat pe feeder. Am călcat pe feeder? Dacă și eu am călcat pe feeder, acum înseamnă că mama e virgină iar. Da. S-a luat pe roți, bus. S-a luat pe roți, bus. Mamă, ce-mi place când se prinde deja ușor ăsta. Au! Ia uita-l. Au! Au! Ce-ți mai place când îți dau? Au! Bun. Hei. De ce faci așa, Madalina? Bun. Pe mine era Mirela. Nu trebuie să le pierdere. Hai să mai ridică la casă, nu atingă un pic apa. De fapt, las că e bine, că așa o să stea. N-atinge apa încă. Hai să punem și pe a doua. Așa. Aceeași lansetă, aceeași mulinetă. V-am zis eu că sunt frați gemene. Am zis bine, nu, frați gemene? Ce strâmbi așa lui? Mama! Asta numești un ploaie! Dă-te în limbă, grasul. Vreau să stăm noi acasă acum, atunci că mucese. Da, băgam ești picioare, stau și îngheț pe baltă. Da? De când ți-ai făcut gagică? A, început iar. Și a adus aminte. N-am gagică. Bani se de luț. 3 milioane. Aolu. Și mi mai ai să-mi dai bani? Ție nu. A, are pepe să-mi dai. Bine, la uță mă mai gândesc dacă îi dau. Aolu. Uță, dacă ne auzi, poți să sun la Cona cu recuperări. Nu mă supăr. Pentru suma modică de 2 milioane, recuperezi tu bani. Pentru dacă îmi dai mie 2 ore cu PS3, eu zic că decât 0, mai bine și 1 milion e bun. Hai, soare, hai. Bă, e șansă, să știi. Dar și data trecută a plouat un pic dimineață, a fost urât și pe la 12:01 a ieșit soarele. Dar nu vreau să cred, eram alături de fratele Buță. Bun, hai să o facem și pe a doua.
La a doua mergem pe Forum. Am un boiles și un cum boiles. Nu boiles, pop-up. Nu merg pe pop-up ăsta verde, merg pe Forum. Filansetele bune. Am impresia că astăzi o să prind pe porumb, pentru că o să nădez doar cu porumb, sunt pe usturoi. Am niște arome de usturoi de aruncat direct pe nada asta, așa că vreau să țin două lansete bune, pentru că ăla dacă vine de vreo 6-7 kg pe lanseta asta, trebuie să aibă grijă fratele cu una cu de el. Și lansetele alea cred că nu-mi țin, adică firul. De fapt la aia verde mi se pare că am fir de 40. 0,40. Ai fir gros 0,30. Pe aia. Ai fir gros pe aia. Mhm. Da. Și pe asta, același ansamblu. Puteți uita la ce dau. Vino va. Un techno pe fila mijloc, cu două bobe de năpărum. Asta e direct de aruncat în baltă. V-am zis, dacă nu prind repede astăzi, nu vreau să stau mult pe bălți. Hey, nu! Nu face treaba asta. Ba da, a făcut-o prostul. Wow! Ce repede am scos-o. Nici asta n-atinge, nici asta n-atinge. Perfect. Acum e acum. Și mai avem ce? Feeder-ul. Hai să vezi ce înjur la asta. Care feeder trebuie să-l bag la asta? Aveam o lansetă un pic mai stricată, băi. Hai, băieți, acum e ușor. O să... eu o să-mi desfac toate nebunile astea. Și o să ne vedem când le plantez direct ca să termin și nada, să pun și bărcuța în aplicare. Deci, cam asta, așa fac eu când ajung pe baltă. Am niște pop-up-uri de usturoi, 10-14, și pop-up-uri de porumb. Zici că e pavă? A? Zici că e pavă? E pavă? Da. Cam să te mai lași, mă, trăguna aia. Păi, dă-te cum stă? Cum stă? Într-o căr, într-o parte așa și ea. Nu ți-a căzut. Ia mă, ia să vedem ce s-a întâmplat cu ea. Le-ai oprit-o? Nu. Dacă plantez un tarul două acum. Te mai lipicios. Da, mă. S-a urcat bateria să-i cumpăr. Da, să vezi acuși. Să vezi talentul aia. Thank you.
copilul așa să mă bată mama. Abia acum vine la drept. Ia uite. Vedeți? Lasă că mai lasă-l un pic pe ăla ca să se așeze ca lumea. Abia acum vine la drept. Bun, hai să le facem și pe astea alte două. Deci în dreapta am pus din asta. În stânga am pus asta. Așa. Nu știu pe asta frumos. Să facem priză bună rău asta, mă. Îmi place. Până acum îmi place. Lasă-mi aia, mă, mă, lași pe aia. Asta și le las, că sunt flotante. Ia stai așa, vină la balc, stai aici. De-aia se agață la ea. Uite-te! Uite-te, dracu de prost! Vine cu aia, aia mea! Abia am pus eu firul pe mulinetă. Păi uite-te, mă, nebunule, cum vine! Da! Ce? Te-am filmat cum făceai cu mâna! Te juci că ea, dar știi dacă a încărcat-o ăla? Da, urcă-te pe mine, fregă-te mai bine, de motoare verticale, de ora centrală, morală. Urmează să băgăm și noi băț un baltă, să mâncăm, să fumăm o țigară, să mai povestim și noi. Doamne ajută să ne vedem pe mine. Să mă vezi pe mine, gen. Băi, da, pe tine te văd. Da, pe mine mă vezi? Da. Bine. Doamne ajută să ne vedem cu captură, da? Astăzi sigur să prinde pește, băi. Astăzi sunt optimist. Astăzi trebuie să merg. Dacă nu face grasul nervi. Greu. Greu, greu, mâncați. Să nu bage la fund. Ia zi mă, cum stau? Încet și prost. Ca Dobrin, încet și foarte încet. Băi, e aproape 12. Am băgat de vreo oră și 10 minute bețele în baltă.
am băgat niște viermuși pe undiță, a țăcăit o de două, trei ori. La lansete, încă nimic. Pe vreo oră, oră și un pic. Vedem. Dacă nu luăm nimic în primele 5 ore, v-am o să trabajare ziua de matar. Acasă, direct. Vedem, sperăm să facem un drill, o captură, o ceva. Am luat primul la undiță, un somotei africanos. La porumb în cava jura voastră ăsta. Bă, ăsta e un pește dulce. Are carnea foarte bună, dar trebuie să aveți mare grijă pentru că are 3 țepi, 2 lateral și unul sus. Și trebuie să aveți, mamă, în țeapă ăsta, la porumb l-am luat, bă. Bun. O mențiune. Singura dată când am plecat de lângă lansete și a fost grasul singur, singura trăsătură la lansete, a tras de el, zic că lua monstru de Loch Ness și l-a scăpat. N-a mai tras la lansete. Epa! Mamă, ce fel trag ăștia să moară, Gigi, de nu zici că sunt... Mamă, grijă mare, grijă mare, grijă... O, tată, o, nărăvașul, tată, o! Hop! Da, a, l-am agățat? Bă, da, cum îi agăți eu pe ăștia, nu știu, bă, dar trag ăștia, cum zice, pui ăștia de somn, somotei ăștia, nici nu știu că le-am pus și de aia și de aia. Oare, Gigi, de când mi-am luat scule, dacă mai prind ceva, când aveam cele mai proaste scule, de n-am luat 11 crapi într-o zi și 36 de caraș. Hai, acum doi sobotei. Dar fi somotei, nebunesc. Somotei, mă, bă, nebunesc, mă. Hai, cu aia nu cred. Pentru cum să răsucești, l-am agățat, ce am făcut? Bă, incredibil, mă, băia, să vedem. E plin de somotei aici, să moară mă-să. Acum ar fi tare să nu mai tragă. Da, eu nu știu. Că dacă mai vezi unul... Bă, da, du-te-n gura, mătii. Stai un pic. Faci țigară, nu? Da. Uitați, ești pula ta, dar nu, și tu și Oana, sunteți blestemul meu, v-am zis. Sunteți blestemul meu pe țigări. E prima oară că m-ai prins. Aha. Azi. Aha. Uh-huh. Nu mai la viermuș. Nu mai la viermuș. Da, știu. Ia, te să încerc și aici să dai cu acu gol. Da. Asta e cam aproape aici. Dacă prind și fără nadă, e clară treaba. N-a ajuns pe fund. Ba da, trage așa. Păi aia zic, n-a ajuns pe fund și trage. Trebuie să-i pun nadă că... Nu mi-o tensionează cum vreau eu. Imediat trage astăzi.
Exact ce ziceam. Du-te în gura, mă-te. Măcar se vede frigidor frumos când trage. Și atent, zici că îl trag pe Bigfoot acum, să vezi. Gata, mai halit? Mai halit toată nada? Toată momia ala? Hai, șeful. A, face și el un ocol, se întoarce la ea acum, ia să vezi. Dar ridică-l mă un pic mai sus. A? Ridică, zic, cu vârful un pic mai sus. Te întruci. Dacă așa mi-ai pus ăsta. Bă, nu zice că din două guri mi-a halit toată nada, că toată momeala, că pare că nu mai trage. Asta-i luat. Nu te saturi de aici? Ce să mă mai satur, mă, gata, sunt prietenii mei, ești nebune, am împrietenit, gata, la mine vin toți. Ăsta e mai măricel? Da. Oba, aaa, ce-ai făcut șepul, am luat pe frasul mai mare. Uite, bă, cum trage nesătulul, bă, băiatule, bă. Dacă-i să mor, te-i mor. Ia, întâi scoate-l, până mai pe aici, să vedem ce e. Să bagă pe sub asta, să știi. Pe sub care? Uite, da. Uite-l aici. Aoleu, putu-te în gura, faraoane. Te-ai să scofi pe asta. Uitați-vă, bă, ce-am prins eu. Ia, du-te. Hai, mă, ia-o pe asta. Uitați-vă, bă, la pop-up. Ia, uitați-vă cum l-a luat, mă. De punte, coaie. Ia, uitați-vă. Du-te în gura, mă, știi. Da, mă, puiuțu, bă, băieți, aveam cardul full, dar am crezut că s-a luat pe film. Mamă, ce bine s-a agățat ăsta, nu, niciodată nu mai ieșe el de aici. Nici nu pot să-l scot ca lumea, ești nebun. Ce dracu, l-a înghițit? Are gura mare. A luat o căpturică frumoasă, cred că e personal best ăsta. Mamă, dar ce cărnoasă are gura, nu prea pot să-l scot, sincer.
Și n-am alea de... I-ai făcut joc tu? Eu am ținut apăsat, lung. Epa! Ușor mă, tată, mă. Ușor mă, frumosule. L-am luat pe crepșcanul, băieții. A, captura de astăzi. Ia uite-l, bă, băiatule. E? Ia uite-l ce frumos e. Au! Acum îi dăm drumul. Ce-ți place, mă? Bă, cât are, mă, după tine? Băieți, 4 kg. În comentarii acolo, cât are? Are 4 kg. A? Cred că vreo 5 kg maxim. În comentarii acolo să spuneți și mie cât are. Dacă vă place această căpturică frumușică. Uf. Uf. Nu pot să cred că aia că l-ai pupat. Băieți, o să vă arăt cum să prindeți un pește în sub 5 minute. Regulile sunt simple. Mamă, mă invadează viermi aici, băi. E crescut viermi în pahar. Regulile sunt simple. În momentul în care eu lansez și atinge apa, a pornit cronometru de 5 minute. Un pește în maxim 5 minute este este challenge-ul ăsta pe care vreau să-l fac eu. Canadă folosesc căcat de muscă și sânge de țânțar. Nu pot să vă zic na, dar e cea mai simplă. Pelete de 4, înmuiate și ceva de la cook. Da, o lansetă de feeder, dar cu forfac normal. Forfac, mamă, sunt profi. Începem nebunia, da? A atins apa, a pornit cronometru. Eu pun capacul la el, că mă atacă el de aici. A pornit cronometru. Când ajunge pe fund, o să vă zic eu imediat. Gata, în maxim 30 de secunde avem trăsătură. Bă, ce faci, mă? Mă, ce faci, mă? Mă, ce faci, măi, coinacule? Ai, mamica! Vino la tăticu! Vino la tăticuțul tău aici, te duc acasă. Opa! Opa! Ia să vedem! Bă, stai, caras! Ia uite-l ce-a prins coinacu! Opa! Sarmala! Nu cred că ai! Ei! Uite aici! Trebuie să mă crezi, măi, grasule. Trebuie să-l crezi pe conacul. Băi, pe final, voiam să le scot acum, în 2 minute, și a tras asta, dar cred că m-am grăbit puțin cu el. Da, m-am grăbit. Da? Nu simt mai nimic la mână așa, simt ăla cum vine. Mamă, ne-a intrat o grămadă muște în mașină. Ăla e locul unde am pescuit, boys. Băi, mergem la cântar acum. Ca de final așa nu se poate să face și boacă, ne s-a întâmplat și chestii, cum ar fi că s-a rupt suportul de la microfonul de pe cameră, deci nu știu dacă se aude un zanga-zanga, sper să nu se audă. Și mi-a rupt grasul ăla în setă, nouță. Am prins și o plătică, n-am mai pus-o pe vlog. Deci avem un crap mare, la vreo 3 kg și o plătică. Așa. Și un caras un pic mai mic decât plătica. Și somotei duș, mult, 25-30 de bucăți. Am zis că au carne dulce. Deci cât somotei are balta asta, n-am văzut. Ascultă-mă. După ce ai venit tu, am luat un feeder, am scos undița, știi că ai văzut că aveam o undiță, 4 plantate și o undiță. Da. Am scos undița, am băgat un feeder și dădeam cu el numai pe doi, pe doi viermuși. Și aruncam așa. În 3 minute maxim scoteam pește. 5,750 kg. Așa. Și am voie normal să iau 5, nu? Da. Bun. Deci practic un kg trebuie să-l plătesc aproape. Mă rog, un kg. A, cât are, nu? Da, ca să mă lau ușor frumos. 3,555 kg. Da. Băieții mei,
Vino cu vlogul ăla. Cât e aici, grasule? 3,550 kg. Ăsta e grăsuțul meu. E personal vestul meu acum. Și am atât. O plătică, un caras. S-o mutei în prostie, mă, ce e, mă? Băiatul și fata mea sunt o valoare. Băiatul și fata mea minte nu are. Gata, mă, băieți, și ședința asta de vlog. Am luat 5,75 kg, după cum știți. Crab la 3,550 kg, 3,55 kg. Ăsta e best recordul meu personal până acum. Îl aștept și pe fratele Uță, îl provoc să mă depășească. El a luat, cred că, vreo 1,8 kg, cam așa ceva, de gen. Mergem acum acasă să lăsăm crăpuțul lui mamica. Și Uță, mi-ești dator cu un crab, din câte știu eu, că mi-ai furat un crab. Ce să vă zic, băieți? Sper că v-ați distrat și v-a plăcut foarte mult vlogul ăsta. Like. Și dacă mai vreți, deci nu știu, eu personal mi-e ciudat rău să filmez la pește. Dar dacă mai vreți, o să facem 100%. Arătați-mi acolo că mai vreți în comentarii sau în like-uri, în ce vreți voi, în distribuiri. Oricum nu prea dă lumea. Oricum lumea nu prea mai dă distribuiri la clipuri. Dar na. Ce doriți voi? Vă pupă Jegosu. Follow pe Instagram, Jegosu Suprem. Like, subscribe. Ne vedem data viitoare.